Orice persoană se poate adresa instanței de judecată într-un termen de 3 ani de la data săvârșirii faptei sau de la data la care a luat cunoștință de săvârșirea faptei. Acțiunea este scutită de orice taxă de timbru, deci nu sunt cheltuieli judiciare. În acest caz, instanțele solicită un punct de vedere de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, un punct de vedere consultativ. Se pot adresa Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în scris sau în orice altă formă, în termen de un an de la data la care putea să ia cunoștință de săvârșirea faptei. Dacă se adresează instanței de judecată în mod direct, pot să obțină restabilirea situației anterioare, dacă este cazul, sau despăgubiri materiale și morale. Dacă se adresează CNCD Consiliului, Consiliul poate aplica amenzi contravenționale. Mai există și alte instituții. Consiliul Național Audiovizualului are atribuții să sancționeze emisiuni care sunt discriminatorii sau incită la ură. Respectiv, inspectoratele teritoriale de muncă au atribuții pe zona relațiilor de muncă să constate, sancționeze fapte de discriminare.